ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la România în realitate! Astăzi un preambul la o zi mult așteptată și nu doar de cei mici. Recunosc că am furat puțin startul și vreau să vă spun că aștept mai mult 1 iunie decât 8 martie și cred că nu sunt singura. 1 iunie, ziua dedicată și copilului din noi care erupe ori de câte ori are ocazia. Știți, turnanta care schimbă decorurile ca un magician, scena aceea rotativă care ascunde un moment și apoi dezvăluie o altă secvență, cam așa arată curtea spectacol a unei instituții de cultură pentru copii din capitală. Acolo totul iese din tipare, sunt lumi care interacționează, sunt prichindei care se împrietenesc cu fluturi, sunt ateliere care miros a lut și a acuarele, este un cinema la înălțime și foarte multe alte vise care devin realitate. Dar despre toate acestea l-am invitat astăzi să vă vorbească pe Emil Pantelimon, directorul de comunicare al Operei Comice pentru Copii, manager al Corului Național de Cameră Madrigal Marin Constantin, fost consilier pentru doi miniștri ai culturii, inclus de revista Forbes în top 30, sub 30, adică sub 30 de ani, pentru performanță în management, și mă opresc deocamdată aici cu acest CV. Emil, bună ziua! Mulțumesc mult Bine pentru prezență! Bine te-am găsit, e o bucurie să ne revedem și să stăm de povești în ajunul cele mai mari sărbători din an pentru noi, cei mari, și mai ales pentru cei mici, atât la Opera Comică pentru Copii, cât și la Cantus Mundi Madrigal. Este o perioadă în care trebuie să sărbătorim și să punctăm începutul revenirii la normalitate, ca să spun așa, începutul verii, și e o bucurie, de fapt, pentru noi toți să ne jucăm împreună. Da, mi-ar plăcea foarte mult ca aceste evenimente să nu fie la limita oboselii, să nu fie atât de obositoare doar pe 1 iunie, să ne aducem aminte de copii în fiecare zi, nu? Ești un manager foarte tânăr, dar tinerețea ta e ușor înșelătoare pentru că ascunde o experiență de peste 20 de ani în managementul cultural, care a început serios cu festivalul George Enescu. Spune-mi, te rog, de unde vin ambiția și perseverența ta într-o perioadă în care a demola pare a fi cea mai importantă construcție? Nu știu, din aer. Din interior, din aer, este de fapt dorința de a pune roțile în mișcare. De mic am fost învățat să renunț la ideea că pot inventa roata, ci că mai degrabă trebuie să o pun în mișcare. Și probabil că acest lucru m-a motivat și m-a făcut să apelez de fiecare dată și să am grijă de tot ce înseamnă om în jurul meu. Pentru că, dincolo de Emil Pantelimon, este de fapt o întreagă echipă. De fapt, sunt mai multe echipe care lucrează și fără de care nu este nimica posibil. Fără oameni nu se poate face absolut nimic anume. Am văzut că nu este interviu în care să nu pomenești despre echipă și mi-a plăcut foarte mult o afirmație pe care ai făcut-o. Echipele se construiesc cu oameni mai competenți decât liderii lor. Așa este. Nu mulți au curaj să spună asta. Dar este o realitate. Adică dacă realitatea.net suntem aici, este o realitate și acest lucru. Dacă avem impresia în vreun moment al vieții că știm totul, înseamnă că de acolo s-a terminat evoluția noastră. Cu când ne dăm seama că știm din ce în ce mai puțin din ceea ce se întâmplă în realitate, cu atât avem mai multe avantaje să descoperim lucrurile noi. Iar faptul că echipele sunt cele care reușesc să aducă la liman orice lucru frumos, este din nou o realitate pe care o recunosc și față de care sunt foarte onorat și foarte responsabil. Tocmai de aceea spun că de fiecare dată îmi place să mă înconjor și în jurul meu să existe oameni mult mai competenți ca mine, pentru că din aceste foarte multe opinii, din aceste foarte multe energii, nu are ce să iasă rău. Mai competenți nu înseamnă mai răutăcioși. Și atunci toți oamenii, de fapt, împreună cu care lucrez, beneficiază de prezumția de bună credință și această prezumție se și dovedește finalmente în rezultatele pe care le avem. Iar lucrul acesta e cel mai frumos. Să știi tot timpul că la orice oră din zi și din noapte ai la cine să apelezi în momentul în care trebuie să pui o rotiță în mișcare,
Și lucrul acesta s-a întâmplat de foarte multe ori. Se întâmplă și în momentele de față, când ne urnim și construim evenimente, festivaluri, spectacole. Asta e, de fapt, cel mai important lucru. Oameni care nu vin la locul de muncă, ci care vin să îndeplinească visele copiilor, ale lor, vin să înțeleagă cât de importantă și cât de utilă este munca lor pentru societate, chiar dacă nu produce piuliță sau șosete, ci cultură, o chestiune așa. Mi se pare extraordinar ca liderul să facă pasul în spate și să lase echipa în luminile reflectoarelor. Totuși, crezi că există la noi o criză de leadership? Da. Adică avem mai mulți șefi decât lideri? Există o criză de leadership și asta devine cu încetul și o discuție oarecum politică, pentru că dacă în anii 2000 tinerețea era una tu, astăzi dacă ne uităm în jurul nostru, tinerețea nu mai e una tu, ci din contră e un dezavantaj, pentru că începem să etichetăm în alte direcții oamenii pe care îi vedem. Acum, eu cunosc foarte mulți lideri care sunt și șefi și care sunt super competenți și care își doresc să schimbe lumea și încep să devină din ce în ce mai vizibil și lucrul ăsta mă bucură. Și asta, Vocea le este auzită? Încetul cu încetul. Trebuie răbdare pentru absolut totul. Nu putem să avem pretenția ca imediat ce am urcat într-un scaun să fim și auziți și ascultați și să devenim și binefăcători de mâine. Citeam un gând al domnului Alex Ștefănescu aseară, care era foarte... Eu sunt un mare fan al domniei sale. Și citeam cum la 60 de ani a reușit să se așeze la casa domniei sale, acolo unde își găsește într-adevăr toate resursele de energie și de liniște. Are sunt și o 60 grădină de ani. Superbă unde poate medita. Cu mulți, ca aici, cu nuci, cu o nebunie foarte frumoasă. Dar sunt 60 de ani în care domnul Alex Ștefănescu a schimbat 10 case, 10 locuri în care a locuit, nici măcar case. Nu putem să avem pretenția, revenind, pentru că de aici am pornit, ca imediat după ce suntem în ghilimele înscăunați undeva, fie prin puterea noastră, fie prin puterea altora, nu putem să avem pretenția ca lucrurile să se întâmple și să creeze toate imediat. Dar cum a răzbit tânărul Emil Pantelimon? Încă tânărul, din tinerețe, încă tânărul Emil Pantelimon? Din copilărie. Cu colegul meu de bancă, Bebe Uivaroși, cu care am rămas într-o relație specială și cu care am locuit foarte mult timp și în studenție și mai târziu, am făcut în clasa a patra o revistă. Scriam de mână pe hârtia A4 pe care le îndoiam și le capsam, n-aveam capsator, capsam cu acu. Le găuream cu acu și introduceam capsele și o vindeam în clasă. Cine făcea corectura? Gabi, sora lui mea mare. Nu, Gabi, sora lui mea mare. Eu aveam scrisul de doctor, eu eram cu luatul materialului din diverse cărți, reviste și așa mai departe. Era o revistă de curiozități, sigur, am continuat cu editoriale. În liceu am început să ne certăm cu inspectoratele școlare pe care le criticam, cu profesori. Cert e că am reușit finalmente, unde a ajuns în punctul maxim revista Adolescent, se numea atunci, am reușit să avem tiraje de 8.000 de bucăți, le tipăream policromie, bilingv, avem redacții în 8 licee. Adică ideea aceasta de vis, totul a pornit de fapt în clasa 3-a când ne uitam împreună cu Bebe la bunici fiind la o emisiune și vedeam că există la Ciric, la Iași, o tabără de jurnalism. Și visam foarte mult să ajungem și noi acolo. Și cum universul conspiră la intențiile noastre foarte puternice, în 2 ani de zile am reușit să luăm și premii mari în tabăra respectivă. Lucrul ăsta ne-a motivat și, practic, bulgările a început să se mărească. Și așa a devenit oarecum jurnalismul acesta școlar o foarte mare pasiune a noastră. Aveam delegați la festivaluri, la Vama Veche, la Peninsula, pe peste tot. Practic ne văram unde găseam o variantă, ne văram coadă, ceream sponsorizări, primeam bani pentru a face revista, care în primă fază mama mea, o foarte mare susținătoare a noastră, din toate punctele de vedere, o trăgea la Xerox, la serviciu, așa, după ora de lucru. Deci ai manageriat în toată regula fenomenul. A fost cu multe variante, cu foarte multe variante. Când am ajuns la liceu, la Colegiul Național Mihai Viteazul în Sfântul Gheorghe, directoarea de pe atunci, doamna Brândușa Roman, și cu profesoara noastră de informatică, care era și diriginte, Teore Cadel, ne-au susținut foarte tare, ne-au dat și niște mașinării unde deja noi ni le printam, aveam printere pe foiță, pe ace, pe toate nebunii, am devenit și ingineri între timp pe tema asta. Era o pasiune, de fapt, noi stăteam la școală 12 ore pe zi și chiar dacă profesorii se supărau pe noi, probabil două ore le stăteam la ore. Cele mai importante. Dar lucrurile pe care le făceam erau oarecum în slujba comunității. De ce una dintre alegerile de astăzi
a fost opera comică pentru copii. A fost... Aș vrea să ne întoarcem de unde am pornit. Aș putea zic că a fost chiar un destin, a fost un mare noroc. Nu știu cine ar putea să-și imagineze că poate să-și aleagă locul de muncă și să fie atât norocos încât să se potrivească atât de bine din toate punctele de vedere, și pe viața personală, și pe viața profesională, și mai ales să găsească un organism la care să construiască, în subordinea doamnei Felicia Filip, care este o foarte mare doamnă a operei și a managementului cultural, care a adus din toate țările prin care a umblat know-how pe tema aceasta a spectacolelor de operă, de musical, de balet, și pe care să lase mâna unor tineri care să croiască mai departe și să lucreze fiecare în... Deloc întâmplător, echipa e după chipul și asemănarea sa. Așa este. Un asemenea manager de calibru nu putea să aibă în jur polarizat decât o asemenea echipă. S-a născut o mare provocare, de fapt. Când a venit doamna Felicia Filip și a spus haide să lucrăm împreună acolo, am zis wow, nici habar n-aveam ce opera comică pentru copii, nici nu știam unde este, nu auzisem de ea. Dar când am ajuns acolo împreună cu domnia asta sa când și... s-a întâmplat? Prin 2014? 2014, 1 august. Practic de când a devenit un adevărat fenomen, de când au explodat evenimentele acolo. Așa este. Au existat 500 celor care au înființat opera comică pentru copii, pentru că ea există de 20 de ani. Și mai ales care au adus-o în acest spațiu senzațional din calea George numărul 16. Și cinste vizionarului Felicia Filip, care a venit și a construit, a făcut din opera comică pentru copii un loc care să fie plăcut de copii, care să fie necesar copiilor pentru educația culturală și care să fie atât de performant din punct de vedere al și al artelor spectacolului și al divertismentului copiilor. Da, să-ți duci copilul la teatru, la musical, la operă, dă bine și atât? Sau părinții vor să le dezvolte copiilor și altceva? Emotivitate mai puțin pronunțată, nu știu, creativitatea să o dezvolte? Acum se întâmplă toate aceste lucruri. Inițial, la opera comică pentru copii, spectacolele erau doar în timpul săptămânii și doar pentru școli. Începând din 2014, din stagiunea 2014-2015, au început să existe spectacole de weekend, unde practic a început provocarea de a atrage familiile din București, undeva în calea Giuleș numărul 16, pentru a vedea spectacole de operă. Ceea ce, sigur, dincolo de faptul că opera în general este o nișă, a prezenta o nișă unei alte nișe, respectiv copii, a fost o provocare foarte mare. Dar iată că toată construcția aceasta și de comunicare și de marketing, dar mai ales de producție de spectacole, le-a dovedit părinților că este foarte necesar pentru educația lor să vină la opera comică pentru copii. Dar voi ați reușit să faceți din acest gen de muzică un serviciu de utilitate publică, adică acolo e o întreagă mașinărie, e o educație culturală pe care o găsesc. Așa este, e și o școală foarte mare, atelierele Micul Artist, coordonate de... Tu bifezi un spectacol și ieși. Da? Ești n-ai postare, cum. Povestești, abia aștept să te reîntorci. S-a gândit puțin altfel tot sistemul. Adică, întreaga echipă ne-am transformat pentru că am fost conștienți că dacă reușim că atunci când iese din mașină copilul se schimbe cu totul starea și nu neapărat când ajunge în sala de spectacol, dar atunci când iese în mașină, și asta înseamnă comportament schimbat al oamenilor din foyer. Asta înseamnă foaiere schimbate de fiecare dată în funcție de spectacol. Și curtea e un spectacol, ceea ce spuneam. Asta înseamnă la curtea început, care te atrage, exact, care te atrage foarte mult și te aduce acum, după 3 ani de zile de când am început reforma florală a operei comice pentru copii, și florile te atrag la opera comică pentru copii. Avem vreo 35 de specii de trandafiri care sunt înflorite maxim acum și toată lumea care intră nu poate să nu se oprească pentru că mirosul te izbește încă de la poartă. Avem mici lanuri de lavandă, avem toate lucrurile gândite, de fapt, aici vreau să ajung, au fost aduse în jurul atragerii spectatorului și creierii unui confort special. Adică, chiar dacă suntem instituție publică, noi toate pâlcile ne-am construit corporatist. Am încercat să aducem în atenția întregii echipe că clientul nostru este stăpânul nostru, respectiv copilul în speță este stăpânul nostru și trebuie să ne comportăm ca atare. Asta nu înseamnă că îi facem pe plac în toate direcțiile, ci din contră, îi oferim toată educația prin joacă. Pentru că dacă înțelegem că joaca... Adică să nu simtă. Exact, să nu că simtă e că i s-a impus ceva, ci să înțeleagă prin joacă, de pildă, că nu se mănâncă în sala de spectacol.
și că asta este un gest de respect față de artiști. Sau că nu se ține telefonul deschis și tocmai atunci le cere sprijinul copiilor să devină responsabil să le închidă telefoanele părinților. Adică tot jocul acesta, dacă îl gândești de la cap la coadă și este minuțios gândit de întreaga noastră echipă, devine cu succes. Așa, de pildă, sistemul nostru de avertizare împotriva incendiilor este un spectacol. Pentru că cineva îți spune înainte de fiecare spectacol să cauți bulinuța de pe scaun, găsești o bulinuță pe scaun, să cauți o bulinuță la ușă care se potrivește cu bulinuța de pe scaun și dacă vin vrăjitoarele, de care se sperie în general adulții, evident, numai pe ușa aia e voie să ieși. Asta înseamnă, în cifre, real, 1 minut și 27 pentru evacuarea sălii mari de spectacol la toate simulările pe care le facem. Totul prin joacă, de fapt, despre asta e vorba. Da, e o adevărată școală senzorială acolo. Mergeți pe toate palierele, și tactil, și vizual. Și olfactiv. Și olfactiv, sigur că da. Aș vrea să discutăm puțin despre această idee a unei instituții care să aibă sub aceeași cupolă genurile acestea de nișă care sunt dedicate copiilor și poate nu toată lumea care se uită la noi știe că este singura instituție de acest gen din lume. Cu repertoriu exclusiv pentru copii, cu da. Un repertoriu exclusiv dedicat lor. De ce crezi că n-au mai încercat și alții? Cât de dificil este? Uite, nu mi-am pus niciodată întrebarea asta. Uite, trebuia să vii aici, la România în realitate. Nu cred că este ușor să susții și din punctul ăsta de vedere, România are un foarte mare avantaj că înțelege că instituțiile și de conservare a patrimoniului, cum este Madrigalul, unde patrimoniul imaterial este conservat, muzica preclasică este conservată, dar și opera comică pentru copii, unde educația culturală este transformată în practică și în activare publică și civică a cetățenilor, nu cred că își permit susținerea unor astfel de instituții. Adică nu cred că realizează în toate comunitățile din lumea aceasta, nu cred că se realizează faptul că este foarte important ca educația culturală să fie timpurie și este foarte important ca această educație culturală să fie practică și nu numai teoretică. Și feedback-ul e foarte aproape. Așa este. Adică trebuie spus că ordonatorul de credite este Primăria Generală a Capitalei, dar aduceți foarte multe venituri proprii la buget. Acum din ce în ce mai multe. Suntem în perioada în care revenim pe... cu pandemia și cu publicul în săl și așa mai departe. Dar da, de pildă, un an reper pentru noi, care este 2019, este un an care s-a apropiat de 1 milion de euro încasări. Foarte multe din instituțiile publice de cultură din România nu au buget întreg de 1 milion de euro. Mă refer la cele din întreaga țară. Dar este foarte important probabil să înțelegem... Probabil că asta vă și ajută să apelați la colaboratori, pentru că personalul contractual... Este foarte mic și încercăm să găsim soluții de fiecare dată, chiar și atunci când suntem în mici crize, dar de principiu am găsit de fiecare dată susținere din partea autorității noastre și acum găsim în aceeași măsură și sper ca cultura din punctul acesta de vedere să fie din ce în ce mai susținută de autoritățile publice, pentru că este foarte mare nevoie de ea, dar este nevoie și de realizarea, de fapt, de existența unor indicatori care să arate performanța și în încasări a activității unei instituții publice de cultură. Adică nu e suficient să fie o instituție de cultură, ci important este să se vadă și ce produci pentru comunitate și mai ales cât de mult ai accesat produsul tău de către comunitate. Pentru că până la urmă rezultatele se văd în numărul de bilete vândute. Restul sunt vorbe. Da, se știe că publicul foarte tânăr este și foarte exigent. Nu-l poți păcăli, interacționează, ai un feedback rapid. Direct și necenzurat. Da. Copiii, este foarte clar că au nevoie de această formă de socializare pe care o găsesc în sală și în afara ei. Ați avut momente de dezamăgire atunci când ați organizat un eveniment, când ați simțit în ochii lor că e prea mult, că e peste puterea lor de înțelegere sau, dimpotrivă, că e prea facil și că ar mai trebui lucrat? Singurele, că ei sunt barometrul? Singurul moment de dezamăgire pe care eu simt că îl avem pe parcursul activității noastre este cel dat de ANM. Atunci când vremea ne oprește să
umplem curțile cu copii și nici atunci să știți că nu este goală, pentru că cred că și atunci aveți variante de repliere. Sunt foarte multe puncte de umbrele, avem zone de interior, acum în exclusivitate vă anunț că activitățile din 1 iunie de la Opera Comică pentru copii nu se anulează, ci toate se transformă în interior, în diverse piscina cu bile, micul arcaș, atelierele pentru copii, escape room-uri și spectacolele Peter Pan de mâine și multe alte surprize. Publicul le va găsi mâine mutate, cu eforturi foarte mari. Echipa OCC este acum în focuri pentru a muta din obiectivele din exteriorul clădirii în interiorul clădirii și a le păstra pe cele din exterior care sunt acoperite, cum este grădina cu fluturi sau sera de plante carnivore, sau cum va fi de peste două săptămâni sera Oxygenium. Sera Oxygenium, unde copiii vor învăța care sunt plantele care produc cel mai mult oxigen și le vor vedea, vor învăța despre ele. Știu că ești pasionat de această zonă și cred că am văzut niște filmulețe pe care le-ai făcut pentru ei. Micul grădinar, da. Exact. Eu am fost micul grădinar exact. Operei comice pentru copii. E și un atelier? Ai dezvoltat și un atelier? De un atelier de plantat, de îngrijit flori. Acum... Vin copiii? Sunt curioși? Da, da. Și mi-au trimis foarte mulți feedback cu experimente pe care eu n-am reușit să le fac. Adică mie nu mi-au reușit și lor le-a reușit, ceea ce iarăși m-a bucurat, că îmi place foarte mult să văd că ceea ce nu pot eu să fac reușește altcineva și apreciez mai mult decât invidiez în ghilimele lucrurile acestea. Este o pasiune care vine de la mama mea, care are tot timpul, chiar dacă are un balcon micuț, este plin de flori tot timpul și de dafin și de rozmarin și de toate nebunile și de ceapă și tot ce găsește și poate să planteze pe un centimetru pătrat, mama plantează. Dar mai târziu s-a transformat și într-o curiozitate oarecum motivațională, pentru că de fiecare dată îmi repet și mă minunez și mă bucur cum dintr-un pământ negru o sămânță neagră și o apă transparentă poate să iasă verde, poate să iasă miros, poate să iasă gust. Adică lucrurile astea pe mine în continuare mă fascinează. Mă uitam aseară la roșiile din solariul meu, care arată senzațional, care au tulpini de 2 cm diametru și nu-mi imaginez cum din pământul ăla, pe care tot omori o muștele pe acolo pe lângă, iată, ies niște minuni de genul acesta, pe care le vom și mânca mai târziu. Ia să vedem ce o să plantați mâine, de 1 iunie. Ne-am obișnuit să vedem o explozie de evenimente în fiecare an, mai puțin anul trecut. Și anul trecut a fost de 1 iunie. Chiar de 1 iunie am deschis curtea. A fost cea mai mare minune. Pe 29 mai s-a anunțat că de 1 iunie se deschide evenimente în exterior. Da, ai dreptate, da. Pe 1 iunie până mai pe fost spectacole, 28 curtea a și spectacole. Pe 1 iunie am început cu spectacole în curte, da. A fost o nebunie. Da. E un adevărat Disneyland acolo. Așa ne place să credem. Pe Calea Giuleș, numărul 16, da? Sub podul Grant sau lângă stadionul lângă, Giuleș. Deasupra, sub pământ, că sala Underground e sub pământ. Acum da. Avem în sala Underground piscina cu bile, care are 120.000 de bile, dacă vă puteți imagina, și în care copiii sunt în al nouălea cerământ, în care plonjează între bile. Nu v-au ajuns spectacolele, nu v-au ajuns spațiile din interior, nici măcar curtea, pentru că ați avut ani în care știu că v-ați extins și sub podul Grand. Ce pregătiți în cadrul acestui festival? Este mult spus festival, de fapt e perioada estivală, nu este un festival punctual, pentru că se va termina iară pe... Nu mai este acel foc neapărat, este... Acum un eveniment care începe, a început de fapt vineri și se va termina pe 30 octombrie. Deci, practic, vom fi deschiși și ne vom lua rolul de Disneyland românesc, sigur, păstrând proporțiile, și vom lansa copiilor foarte multe provocări. Aventura Park rămâne una dintre cele mai interesante destinații pentru cei mici. Sera de fluturi, sera de plante carnivore, circuitele cu școală de șofer, labirintul operei comice pentru copii, scena din copac, unde sunt foarte multe concerte instrumentale. Sunt foarte multe ateliere, magazinul OCC este un organism foarte activ și efervescent. Sabina și Cura Luca, fetele care îl coordonează, sunt extrem de active și efervescente în sensul ăsta și au pregătit copilor foarte multe ateliere și foarte multe activări foarte interesante. Mai mult decât atât, cu sprijinul colegilor noștri de la Proedus, activăm o zonă, de fapt, de zboruri de pe acoperiș, respectiv niște trambuline pe care copiii se vor putea... Să înțeleg, acolo limita e cerul, exact. Cum îți place să spui, exact. Nu? Limita, așa începe fiecare ședință pe care o avem la comunicare. Limita e cerul. Haideți cu toate ideile și după aia vedem noi. Orice idee
care vi se pare proastă poate să fie genială și limita fiind cerul, acum le demonstrăm și copiilor că dacă sari de pe acoperiș, pe acoperiș de fapt, sigur, în siguranță cu toate sistemele și tot ce e nevoie, ceea ce vreau să spun de fapt este că toate activitățile sunt gândite în așa fel încât să dureze întreaga vara, așa cum sunt și atelierele micului artist care se redeschid și pe perioada verii în premieră și cum va fi întreaga vară activă la Opera Comică pentru Copii, unde părinții își vor putea aduce copiii și îi lăsa în timpul săptămânii. Adică va fi o școală de vară. Va fi o școală prin în joc. În vacanța mare. Exact, în vacanța mare, o școală prin joc în care vom învăța foarte multe lucruri interesante. Ne vom uita la stele seara. Avem Adina Soares, specialistul nostru în stele și... Și cum va arăta? Copiii vor putea sta efectiv acolo? Vor putea dorm, sta de dimineața până, dimineața până seara dorm, mănâncă și avem perioade în care seara, în weekend, avem programul extins până la ora 1 noaptea și pot vizualiza. În anii trecuți, tind să cred că nu ne vom opri nici anul acesta, vom avea și tabere cu corturi. Sunt tabere în care vin copiii, stau 3 zile în cort la Opera Comică pentru Copii. Mi s-a părut extraordinar. Te opresc, scuză-mă, o secundă. Mi-am adus aminte că am intrat în foaier acum 2 ani, în 2019, că anul trecut a fost mai delicat, și am văzut un copil în pijamale cu un săculeț cu periuță de dinți și nu înțelegeam unde mă aflu. Știam exact că sunt în foaierul Operei Comice pentru Copii. De fapt, era un drumul spre un turist. Da, era drumul spre duș. Era un copil la școala de vară. Extraordinar mi s-a părut. Pentru că atunci cabinele artiștilor s-au transformat în spațiile de igienă sanitară ale copiilor pe perioada nopții. Și lucrul a fost foarte ideal. Și copiii n-au vrut să mai plece și au rămas și pentru un coseriș, Și uite așa a trecut toată vara cu tabere și cu corturi. Program care a fost coordonat excepțional de erau măști, colega noastră, erau mai Roxana. Relaxați. Da, erau oarecum mai relaxați. Știți cum e? Când ai sunt copilul de 5, 6, 7 ani în tabără, nu ești deloc relaxat. Că stai cu gândul însă... Atât de mici erau? Erau și... Erau și de 5, 6, 7 ani, sigur că da. Singurul impediment al părinților în contract a fost că nu au cum să intre deloc în spațiul destinat copiilor. Iar copiii aveau jumătate de oră pe zi în care pot să vorbească cu părinții la telefon. Lucru care în prima zi a fost puțin mai dificil, dar după aceea nu și-au mai găsit nici măcar acea jumătate pentru părinți, pentru că activitățile fiind diversificate și foarte multe, copiii au mai uitat că trebuie să dea telefon și acasă. Am înțeles. Vreau să ne desprindem puțin și să vorbim, acum despre regizorul Emil Pantelimon, pentru că despre regizor nu am vorbit deloc. Nu te oprești. Nu ți-e de ajuns, coordonator, manager, consilier, vrei regie, adică ai și reușit. Vreau să vorbim puțin despre Madagascar, o superbă montare cu peste 100 de copii. Nu știu cum ai reușit să-i ții în frâu, să repeți cu ei. Cu echipa. Cu echipa. Jacqueline Bratu și Cezar Verlan, colegii mei cu care am realizat acest spectacol și sigur, o serie întreagă de oameni care ne-au sprijinit în sensul acesta. Sunt minunați și împreună cu ei, respectiv coreografie și conducere muzicală, am reușit să punem în scenă prima licență, de fapt a doua licență internațională de la Opera Comică pentru Copii. De data aceasta a fost o licență DreamWorks, respectiv spectacolul Madagascar. De ce ai vrut și regie? Ce te-a mânat în luptă? Cred că imaginația și dorința de a se întâmpla lucrurile într-o viziune alta decât în filme și în spectacole care au existat până atunci. Iar jocul și efervescența, care, magia care se petrece pe scenă este unică. Vin de la repetiții de ieri unde am stat împreună cu colegii mei de la School of Rock vreo 5 ore în care, sigur, ne-am enervat, ne-am stresat, am găsit soluții, am ascultat, am cântat, am repetat și la care după 5 ore ne-am uitat împreună pe telefoane la 30 de secunde care ne-au nouă, care eram în mijlocul acțiunii, ne-au ridicat părul pe mâini. Lucru care se întâmplă foarte rar în viața reală, să poți să-ți imaginezi ceva și să se întâmple pe scenă exact în magia pe care tu o simți că trebuie să plece mai departe către public. Iar atunci când echipa din jur este din nou creativă, efervescentă, profesionistă, lucrurile încep să devină realitate fără să mai
trage atât de mult fără să trebuie să faci sute de eforturi, cu atât mai mult cu cât... Adică vin de la sine. Vin de la sine, da, cu atât mai mult cu cât în Madagascar actorii principali și, de fapt, toți actorii au fost copii, exclusiv copii. Cum ați reușit să țineți în frâu improvizația, spontaneitatea lor? Este nelimitată. Ceea ce e un lucru excepțional, energia și creativitatea lor este nelimitată. Dorința și viteza de evoluție sunt excepționale, adică am lucrat cu copii care se bâlbeau sau care nu puteau să articuleze cuvinte ca lumea și care dau replici. Acum nu-ți vine să creze impresia că sunt logopezi. Lucrurile astea îi motivează, iar faptul că copiii învață, știu și își doresc să primească aprecierea din jurul lor, este un lucru de care, din păcate, au din ce în ce mai puțină parte în familie. Este un lucru destul de grav pe care l-am observat mai și împreună în ultima colegii. Perioadă când au stat împreună cu părinții exact. Și s-au încărcat de problemele celor mari. Și atunci aprecierea... Au uitat să zâmbească exact. Și nu înțeleg unde s-ar putea lucra și aici probabil că aveți un rol covârșitor să scoateți maturul din copii și să-i readuceți în copilăria lor. Totul începe din familie. Chiar dacă unii spun că nu, domne, școala e de vine, nu, domne, opera comică, nu, domne, cantus mundi, totul începe din familie. Și dacă suntem conștienți că o îmbrățișare face mai mult decât o jucărie, dacă învățăm să-i ascultăm pe cei mici atunci când ei au nevoie să fie ascultați și dacă reușim să ne îngrenăm în jocurile lor, care sigur pentru noi în tumultul vieții pot să pară prostești, dacă reușim să redevenim lângă ei copii, să ne prostim cu ei, să ne strâmbăm, să ne măscărim în toate felurile, să ne facem unghiile, chiar dacă suntem bărbați și dacă peste oră avem o întâlnire în nu știu care ambasadă. Deci dacă reușim să redevenim copii și să-i înțelegem și mai ales să-i ascultăm, este hitul central din School of Rock, If Only You Would Listen, atunci lucrurile se schimbă. Fundamental. Am observat și în școala de vară Cantus Mundi și în Vacanța Activă București, că foarte mulți copii au nevoie de îmbrățișare. Multor părinți le este teamă, nu le vine, nu spun te iubesc celui mic. Lucru care se simte foarte mult. Urmăream împreună cu soția mea un documentar în care arăta că fiecare sărutare pe fruntea copilului naște o serie de efecte energetice în creierul celui mic, văzute la un aparat special pe care l-au făcut niște specialiști și cât de important este de fapt această sărutare și această dragoste pe care trebuie să le oferim. Despre asta cred că e vorba. Cum arată prietenia ta cu cei mici? Este juvenilă. Ne prostim și ne certăm tot timpul, în ghilimele ne certăm, ne contrazicem pe rolurile și culorile din jurul nostru. Sărim împreună pe trambuline dacă e nevoie, ne plimbăm împreună cu bărcuța pe râul din curtea OCC. Nu există limite. În momentul în care trec în copilărie sunt un măscărici absolut, dar care copilor le este foarte pe plac și de fapt de care copiii au nevoie. Dar pot după aceea să-mi iau înapoi cămașa, cravata, pantofii și să îmi continui treaba. Ai trecut foarte repede și eu vreau să rămânem puțin la School of Rock. Este o premieră națională care se va vedea pe scenă pe 9 iulie, exact. Da? O provocare, o altă provocare pentru tine. Cum arată în acest moment? În ce fază sunteți? Suntem în repetiții, desfacem spectacolul. Evoluăm destul de bine și de repede, o echipă foarte frumoasă. Iarăși, împreună cu vreo 40 de copii și vreo 40 de adulți, este de data asta un mix între vârste în spectacolul acesta. E o poveste foarte interesantă și foarte provocatoare. Mărturisesc că pentru mine a fost o mare surpriză School of Rock, în sensul în care pe 22 iunie, acum 3 ani de zile, dimineața de vreme m-am trezit pus în mașină și dus la Otopeni, unde mă aștepta echipa de la OCC, cu care mi-au făcut o surpriză și m-au dus la Londra să vedem School of Rock. Am văzut acolo împreună School of Rock și evident am ieșit de acolo supărați, gândindu-ne că așa ceva nu este posibil în România niciodată. Că v-au luat înainte. Nu neapărat, era oricum... Deci era visul. Era ce poate fi mai bine. Visul e atât tangibil. Dar văzând ce nebunie și desfășurare de forță este în West End, cunoscându-o și de la alte spectacole, de fiecare dată de la Londra, de la spectacole, nu poți să ieși decât sigur fericit, dar dezamăgit că în România n-ai să vezi așa ceva. Din pricina, sigur, a bugetelor, în primul rând, foarte mari, care se investesc acolo în spectacole. Dar iată că, în 3 ani de zile, universul l-a făcut de așa manieră încât să
reușim. Bine, să... Bine, pe scena OCC a fost și sunetul muzicii. Așa este, foarte, e foarte frumos și emoțional. O provocare extraordinară, cu un succes un teribil. Un spectacol făcut de Răzvan Mazilu, excepțional, da. Care îl așteptăm din nou pe scenă când toate condițiile ne vor permite, dar care, într-adevăr, te emoționează. Și chiar dacă are 2 ore, ține copilul în scaun de la început și până la final cu sufletul la gură. Da, am văzut că aveți pentru acest spectacol School of Rock și pregătire pentru pronunție și dicție în engleză. Absolut. Sunt pasaje în engleză sau tot spectacolul este toată în engleză? Partea cântată a musicalului este în limba engleză. Pentru că, în general, traducerile unui cântec gândit într-o anumită limbă, respectiv acum limba engleză, sunt nu sună puțin, bine. Da, nu sună bine, cum sunt s-ar zice. Sunt puțin adică, forțate. Da, sunt puțin mai mult forțate. Adică în loc de cim, să zici hornuleț, e mai mult decât ciudat, e și deranjant, adică. Și din acest motiv, asta s-a întâmplat și la Madagascar. Am primit și de aici licența de la Andrew Lloyd Webber pentru a face, practic, recitativele și dialogurile în limba română, pentru a da totuși curs firului epic. Și partea cântată, pentru a păstra melodia textului, să o păstrăm în limba engleză, dar facem dicție și pentru limba română și pentru limba engleză. Nu este doar pentru limba engleză, trebuie făcută din toate direcțiile. Iar copiii, într-adevăr, lucru care este foarte performant, copiii și Dewey Finn vor cânta, vor dansa, vor juca și vor interpreta și la instrumente muzicale. Chitară electrică, chitară bas, baterie și clape. O, va fi, Doamne, spectacol ce va și fi. Vor cânta live toți. E opera comică, un loc unde vârsta recomandată e între 0 și 99 de ani. Așa spune, am văzut doamna, pe multe Filip, pliante, da. Și materiale promoționale. Aș vrea să te întreb ce au în plus părinții și bunicii care vin acolo față de cei care aleg să stea pe canapea în fața televizorului cu nepoții sau copiii alături. Au un rezultat foarte rapid. Bucuria din ochii copilor se vede instant. Este suficient să facă un prim pas și copiii să se despartă de cei mari, să fie luați în grijă de coordonatorii noștri, de ateliere, de zone și așa mai departe, iar la final, spun la final, adică după vreo 6-7 ore, să iasă și obosiți, dar și fericiți și mai ales că venim și mâine. Lucrul acesta este greu să-l obții într-un parc în care tu trebuie să construiești universul din jurul discuțiilor cu copilul tău. La opera comică totul este construit deja. Toată imaginația pe care copiii o așteaptă este acolo. Practic, tu vii, i-ai dat drumul, sigur, i-ai dat un șir lung și nemăsurat de etichete pe care să le folosească, iar copilul plonjează în toată fantezia pe care și-o putea imagina într-un loc din București, din mijlocul Bucureștiului, unde ajunge foarte rapid, oricând și în care... Dar cum arată curiozitatea părinților și a bunicilor? Pentru că sunt convinsă că și lor le place și ei sunt curioși și exersează întoarcerea în timp. Așa este. Iar spectacolul, în general, pe scena operei comice pentru copii, este gândit pe mai multe paliere de înțelegere. Adică, din tot ce înseamnă cromatică, știm că atingem un target între 2 și 7 ani. Din tot ce înseamnă cântat și joc ludic, atingem un 7-12 ani. Din tot ce înseamnă mesaj filozofic, pentru că e foarte important în toate spectacolele, atingem publicul adult. Iar publicul adult are un mare avantaj la opera comică față de operele mari în general, acela de a comprima un spectacol de 3 ore, de 3 ore jumătate, într-o singură oră. Și de a nu face toate... piesele repetitive într-o operă normală, așa cum le-a făcut compozitorul, ci de a vedea hiturile unui spectacol comprimate într-o oră, cu firul epic păstrat și, practic, nu neapărat economisește timp, pentru că recomand oricui să meargă la Opera Națională din București să vadă un spectacol care sunt minunate și care arată din ce în ce mai bine. Dar pentru omul agitat... Scoate esența din absolut. Pentru un, trebuie să vină cu copilul și vede totuși, se hrănește și el cu ceva de pe scenă, nu stă pe telefon. Am văzut un părinte de curând, din întâmplare, noi avem niște supraveghetori în sală care în momentul în care văd un telefon aprins, pun laserul și știu că trebuie să-l închizi. Dar stăteam lângă un părinte care se uita la telefon și citea să se documenteze mai mult despre spectacolul de pe scenă, în ideea în care deja primea întrebări foarte multe de la copilul său.
Și asta e un lucru care, de fapt, ține de educația culturală continuă. E o temă pe care trebuia să o fac acasă. E o temă pe care trebuia să o fac acasă, dar care este bine că o faci oricum. Și ne bucurăm mult că se întâmplă asta. Să ai temă de discuție mai departe cu copilul tău și să ai ce povesti. De multe ori, în toată agitația și nebunia în care trăim și în oboseala cu care suntem stresați zilnic, nu mai găsim tot timpul subiecte interesante, chiar dacă sunt la îndemână. Copiii au nevoie tot timpul de subiecte interesante. Să știi că eu cunosc un copil care s-a reîntors să vadă Peter Pan doar pentru că nu a înțeles de ce nu a reușit să-și coase umbra. Și bineînțeles că nici după a doua reprezentație nu a priceput ce s-a întâmplat acolo, dar bucuria și dorința de a înțelege un moment, o scenă, mi s-a părut fantastică. Este cel mai frumos mesaj. Hai cu mine printre vise să zburăm. Asta face Peter Pan în weekendurile acestea la Opera Comică pentru copii. Inclusiv cel băiat care refuză să crească, așa cum ar trebui să facem și noi mult mai des. Să refuzăm maturul din noi să înțeleagă niște lucruri. Poate reușim să pricepem ce se întâmplă mai ușor. Și să avem curajul să revenim la copilărie. Asta avem nevoie de curajul de a reveni la copilărie. Copilăria nu e o prosteală. Copilăria e esențială. Numai dacă ne gândim biologic că un copil, cum să zic, este un burete pentru tot ce aude în jurul lui și tot ce învață, din toate punctele de vedere, noi refuzăm să revenim la copilărie pentru că să fim maturi este mult mai responsabil, este greșit. Și ne permitem asta de 1 iunie și de Crăciun. Dar haideți să facem și în aceste două intervale. Mi-e foarte greu cu tine să mă țin de un desfășurător pe care mi l-am făcut, dar n-aș vrea să se termine emisiunea și să nu vorbim puțin despre programul național Cantus Mundi și despre corul Madrigal. Dar pentru că mâine este 1 iunie, vreau să ne spui câte ceva despre acest fenomen cultural care se numește Cantus Mundi și care a fost inițiativa dirijorului Ion Marin. Da? Și care a ajuns să aibă zeci de mii de copii, nu? Așa este. Sunt peste 60.000 de copii. 1200, peste 1200 de coruri active în România. Așa este. Și ați plecat de la 10 coruri. De la 10 coruri acum 10 ani. De ce și-ar dori copiii să intre într-un cor? Acum și-ar dori pentru că în Cantus Mundi vor ajunge să cânte împreună cu Madrigalul, vor ajunge să cânte împreună cu idolii lor. Și inconștient vor învăța să devină niște oameni foarte bine pregătiți și educați. De ce nu s-ar duce să înscrie într-o echipă de fotbal? Bine, este, sunt copii care fac și asta. Așa este și sunt foarte mulți și ne bucurăm că fac și mișcare. Dar cântatul la cor este o experiență care se poate organiza foarte ușor. Din punct de vedere logistic este foarte ieftină. Asta ca să convingem și autoritățile. Dar care produce niște schimbări esențial în gândirea și în comportamentul copilului. Și asta pentru că este singura materie care este dependentă de respirație și te învață cum să respiri corect. Nu învățăm niciunde respirația costul diafragmală, cum să se petreacă sau cum trebuie să ținem aerul sau cum trebuie să avem poziția coloanei, cum trebuie să mergem corect, să intrăm pe scenă, să ieșim de pe scenă. Asta înțelegem noi cei maturi, dar cum convingi un copil să meargă la cor, o activitate privită din afară, ușor prăfuită, nu? Și anacronică, mai ales că orele de muzică sunt din ce în ce mai puține în școli. Și sunt prea teoretice, așa este. Îl convingem foarte simplu, pentru că la cor se întâlnește cu o mare familie de 60.000 de copii. În momentul de față, dacă intri pe platforma Cantus Mundi, poți să comunici cu acești 60.000 de copii din toată țara, să te împrietenești cu ei. Așadar, socializarea este un factor important. Al doilea factor important este că ei ajung în momentul în care reușesc să cânte împreună, deci după câteva lecții, că nu e mare lucru să cânti, adică toată lumea poate să cânte. Cine spune că este afon sau i s-a spus că nu poate să cânte în viața lui, a fost ușor păcălit pentru că sunt foarte puține motive pentru care nu putem să cântăm și țin de niște probleme de sănătate destul de grave, sifilis, pierdere de echilibru și așa mai departe. Ideea este că în momentul în care un copil intră în corurile Cantus Mundi și vede ce oportunități de dezvoltare are, respectiv că poate să cânte împreună cu idolii lor pe scenă, că poate să cânte corul Madrigal pe scenă și să fie aplaudați de 600, 800, 1000 de oameni, lucrurile acestea îi motivează foarte mult. Și aici v-aș da un exemplu pe care l-am mai dat și în alte interviuri, dar care este foarte important, chiar dacă este unul mic.
Este vorba de un cor pe care l-am avut acum vreo 7 ani într-o gală. Și în care profesoara corului, la Opera Comică a fost gala Cantus Mundi de Crăciun, după, se transmitea pe televiziune națională, după gala a venit profesoara, care acum ne este și colaboratoare, Ana Rusu, și ne-a spus, Emil, uite, copiii ăștia n-au ieșit niciodată din școală să cânte. Și acum au ieșit și au cântat la București, pe scena operei și vor fi la televiziune. Ei bine, copiii aceia, în 4 luni de zile, au fost cei care s-au calificat la faza națională de coruri din toată Moldova. Dintr-o școală din Bârlad. Școala X din Bârlad. Dar de fapt acolo s-a întâmplat altceva. Copiii au devenit lideri în familiile lor. Pentru că, vă dați seama, din familiile respective există o posibilitate foarte mică, o probabilitate foarte mică ca cineva să mai fie apărut la televizor. Au devenit pe scara blocului vedete. Au devenit pe culoarul din școală și, de fapt, în toată curtea școlii. Dar adică mai ales... Au devenit brusc importanți. Au devenit, li s-a dat importanță, au fost în centrul atenției, oamenii au spus, bravo măi! Uite, m-am uitat la televizor și am văzut un cor din orașul meu care a cântat la gala respectivă și sunt foarte mândru de el. Ei au adus plus valoare comunității, dar mai ales au primit foarte multă încredere de sine. Asta i-au făcut să depășească toate limitele și dintr-un cor de clasă să devină un cor olimpic național. Or, lucrul acesta se întâmplă în sufletul fiecărui copil care participă în Cantus Mundi, pentru că vede că aprecierea copilului este mai importantă decât felul în care cântă sau de tonurile pe care nu poate să le ia. Ce a făcut, rămânem la coruri, Corul Național Madrigal, ce a făcut în această perioadă de un an și jumătate în care, practic, activitățile s-au mutat în online și n-am putut decât acolo să mai vedem câte ceva? O parte și acolo, că am fost destul de curajoși. Și echipa Madrigalului condusă de Ana Ungureanu. Știu că aveați pentru 2020 niște turnee prin Germania. S-au prelungit, practic, și o să fie la anul. S-au resemnat contractele, e bine că nu s-au anulat. Era la Pierre Boulez o lenoță de Stravinsky, o lucrare foarte grea, în cea mai importantă seară de concerte a Berlinului. Avem câteva colaborări și pe finalul anului vom fi în festivalul Gandolfi din Parma. Cât de greu v-a fost în această perioadă? La început a fost foarte greu, dar după ce am început să ieșim cu concertele în afară și continuând în paralel să înregistrăm marile concerte de peste an ale Madrigalului, lucrurile s-au mai echilibrat. Avem mare nevoie de energia publicului. Adică asta este lucrul pe care îl simțim și de care avem nevoie cel mai mult, acela de a întâlni cu publicul și de a face acest schimb de emoții și de spirit pe care Madrigalul îl face de obicei în sala de spectacol. Și cu atât mai mult și copiii, ca tu spune, au nevoie de reîntâlnirea cu madrigaliștii. Dar vreau să vă spun că în toată această perioadă am tras mai tare. Mai avem, cred că 4 minute și mai am câteva întrebări la care îmi doresc foarte mult răspunsuri. Care este cea mai mare temere pe care o ai în acest moment? Legată de zona profesională, cu siguranță. Despre asta vorbesc. Sunt atât de convins pe munca și pe rezultatele noastre, încât, sincer, mi-e teamă de vreme de cele mai multe ori. Dar, în rest, știți mie, ceva ce ai și ce știi, acest spirit, această echipă, nu ți le poate lua nimeni, n-ai cum să... Și orice provocare, am învățat un lucru de la prietenii mei din copilărie, orice provocare, adică dacă astăzi îmi iei totul, mâine sunt sigur că voi fi de 2 ori mai bun. Bine, atunci hai să reformulez. Care e magnitudinea celui mai mare vis pe care l-ai? Cu siguranță acum School of Rock, cred. Da, este o provocare care practic se sfârșește pe 9 iulie. Cel mai important lucru pentru mine este ca cât mai multe lume să înțeleagă cât de important este joaca cu cei mici. Este lucru pe care mi-l doresc și care cred că va schimba mult din societate, pentru că e greu să ne schimbăm noi adulții. Dar este frumos să privim astăzi, fiind și tineri, că cei pe care îi lăsăm în urmă vor schimba cu totul societatea. Societatea nu o să o schimbăm cu politicieni sau cu manageri sau cu ce vrem noi. Noi o vom schimba cu oamenii. Dacă reușim să educăm pe acești oameni, să le schimbăm felul de a gândi și de a deveni mai buni și de cu ei, în primul rând, și de a ne juca, că eu cred că vom face mult mai multe lucruri importante decât dacă schimbăm un partid de guvernământ sau dacă schimbăm un ministru sau știu ce. Cred că asta e cel mai important. Tare mult mi-aș dori să vină consilierii generali ai Primăriei Capitalei în sălile de spectacole și să identificăm și să-i vedem constant, că poate ar avea alt discurs și poate că lucrurile s-ar mișca
altfel și n-ar mai simți că sunt un factotum atunci când se discută bugetele. Spune-mi, mai avem un minut, ce ai face dacă ai fi copil pentru o zi? Sunt în fiecare zi copil și de multe ori îmi primesc palme pentru asta în ghilimele, dar ceea ce fac de fiecare dată, mă joc... Ce am construit în jurul meu o copilărie foarte frumoasă, de care mă bucur în fiecare zi. Și cu trenulețele mele. Și din care nu vrei să ieși. Și din care nu o să ies niciodată. Aș vrea să încheiem acest dialog cu o frază a sopranei Felicia Filip, care îndeamnă copiii, superb, să caute mereu pe cer un curcubeu atunci când ploaia nu se mai oprește. O promisiune, metaforă pentru vremurile bune pe care le așteptăm. Spune-mi, Emil, cum arată vremurile sănătoase pentru tine? Cu foarte multă înțelegere între oameni și cu foarte mulți copii în toate sălile de spectacolele României. Spectacolul schimbă vieți și multora le este greu să înțeleagă asta, mai ales dacă n-au avut contact cu acest lucru, dar spectacolul chiar schimbă vieți, iar emoția este lucrul pe care îl avem în viață și care este greu să-l cumpărăm și să facem rost de el de la orice colț. Spectacolul face asta. Mulțumesc mult, Emil, pentru această discuție. Doamnelor, domnilor, mergeți în locurile unde se nasc povești și stați aproape de oamenii care știu să le spună. Și începeți cu sălile de spectacol. Sunt Dana Maxim, vă mulțumesc, la revedere!